Iubirea lui Dumnezeu întrece orice păcat. Ce frumos! Iubirea lui Dumnezeu întrece orice păcat. Nimeni, absolut nimeni, nu are dreptul să dispere în fața acestui Dumnezeu iubire. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că în acest an dedicat milostivirii divine mi-a ajutat să ridicăm împreună această capelă pe care aveam sfințit-o, capelă pe care am dedicat-o tocmai lui Iisus milostiv. Mulțumim excelenței sale pentru că episcop de Iași, căruia îi suntem profund recunoscători pentru că a binevoit să ni se alăture la această bucurie, la această sărbătoare. Aș vrea să mulțumesc preoților, Părintelui Decan, Părintelui Eduard Soare, profesor și vicerector la Institutul Teologic din Iași, Părintelui Ștoc Aurel, care și el are filială și totuși a venit la noi. Mulțumim Părintelui Monsenior Duma Grigore. Mulțumim Părintelui Monsenior Vlaj Mihai, care lucrează în diplomația vaticană. Mulțumim Părintelui Vasile, păstorul comunității greco-catolice din comunitatea noastră. Mulțumim Părintele Mărădescu, noul parc și rector al sanctuarului din Cacica. Mulțumesc oaspeților, domnului deputat Gervasie Domnule. Mulțumesc domnului primar Adrian Popoiu și domnului viceprimar, care, după posibilitățile pe care le-au aici și nu numai, au pus umărul la tot ceea ce noi am făcut pentru Dumnezeu, pentru comunitate, pentru suflete în general. Vreau să mulțumesc domnului primar de la Dărunești, Luța Chiorică, cu care avem o prietenie, o legătură, o colaborare frumoasă chiar din primii ani, de când am venit aici. Îmi mulțumesc din suflet domnului primar de la Băinț, Tudorean Radu, și vreau să vă reamintesc că pe lângă capela pe care noi am construit-o vara aceasta, anul acesta am reușit să acoperim biserica din Băinț și să facem câtuși de puțin exteriorul. Ei, aici a fost umărul Primăria din Bacinț, căreia îi mulțumim și Dumnezeu să vă ajute. Un mulțumesc vreau să le spun credincioșilor din Bicșani, de lângă Bacinț și Siret, s-au făcut lucrări frumoase și la Bicșani. Acești oameni minunați, o mână de oameni, au pus mână de la mână, și au făcut ca cei care trec pe lângă, prin fața bisericii din Bicșani, să-și întoarcă capul și să-i laude pe bicșăneni. Aici, un cuvânt de mulțumire doamnei inginera, așa cum o știm cu toții, Gorica Babiaș, o adevărată luptătoare pentru biserică, pentru credincioși, care întotdeauna știe să dirigeze cu înțelepciune și de să pună umărul atunci când îi cer nevoie. Mulțumesc, iubiți credincioși din Bicșani, doamna ingineră, mulțumesc. Domnule deputat, domnilor primari, iubiți credincioși, vreau să vă reamintesc și amintindu-vă dumneavoastră să-mi amintesc și mie și mie de un anumit. Și ca să nu mă ducesc și să nu bat câmpii, îl voi cita pe Sfântul Părinte Papa Francis, care, într-o meditație pe care obișnuiește să o facă în fiecare dimineață, adresându-se tuturor creștinilor și nu numai, le spune:
spune aceste cuvinte. Nu contează ce haine ai îmbrăcat. Nu contează ce încălțări ai purtat. Nu contează câte date s-ai băgat în cap. Nu contează pe ce scaun sau fotoliu ai șezut. Contează ce dâră lași în urma ta. E valabil pentru mine, pentru fiecare dintre noi. Dacă astăzi mă uit în oglindă, să nu roșesc de rușine pentru ziua pe care am trăit. Mulțumesc corului. În frunte cu Domnul Dascăl, pe care îl cunoaștem cu toții, nu-i pronunț numele ca să nu trezesc invidia. Mulțumesc fiecărui corist în parte. Sunteți extraordinari. Cu cântecele dumneavoastră ne-a ajutat să ne apropiem de Dumnezeu. Mulțumesc celor care s-au străduit ca această sărbătoare să fie cât mai frumoasă. Nu vreau să pronunț numele nimănui pentru ca nimeni să nu se simtă îndreptățit. Le mulțumesc celor care au contribuit pentru flori, celor care au dat o mână de ajutor la curățenie, tinerilor. Vă mulțumim tuturor, iubiți credincioși. Vreau să spun mulțumesc credincioșilor mei din această parohie. Și cred că nu greșesc dacă le spun distinșilor oaspeți că sunt mândru de comunitatea pe care o păstoresc. Tot ceea ce am realizat în acești ultimii ani, am realizat împreună. De exemplu, este bine de știut că această capelă pe care noi am sfințit-o a fost construită din bănuțul comunității. 95% din cheltuieli au fost suportate de comunitate. Ce frumos! Ce frumos! Vă felicit, iubiți credincioși, și vă mulțumesc din suflet pentru generozitate, pentru dragostea pe care vă arătați, v-ați arătat-o mereu față de Dumnezeu, față de biserică. Și dați-mi voie să îndrăznesc să vă spun față de preot. Dumnezeu să vă răsplătească. Excelența voastră, Părinte Disco, mă simt onorat și vreau să spun prin aceste, înainte de mă adresa excelenței voastre, era cât pe ce să îmi scape, dar mulțumesc prezentului. Avem aici trei preoți deosebiți. Părintele Mierlă, Părintele și
Știm tot de puterea de posibilitatea participați la sărbătorile noastre. Ca semn de prețuire, ca semn de iubire și de dragoste pe care noi îi îndrăgostim în suflet, un grup de credincioși din parohia noastră, în această toamnă au făcut un pelerinaj la Medjugorje și au pus bani mână de la mână să îi ofere păstorii diocezii un gest. Un gest în care au pus iubirea, dragostea și prețuirea. Vă rog frumos să acceptați. Și mi-e greu.
Adu-ți aminte. O, Doamne, să aminte, că nu s-a niciodată să-i cel ce ai dat scopăria ta, cel ce a cerut ajutorul și minunia ta, în sfârșirea voastră în vedere, ale la tine, o Maica Fecioară Fecioarelor, la tine vinci s-a ajutit înaintea ta ca păcătos, Maica Cuvântului, nu disprețui cuvintele mele, dar auzi-mă cu milă și ascultă-mă. Amin. Să puteți ajunge.